Activează distracția la Românii au talent. Emisiune sponsorizată de Betano. Bună seara! Bună seara! Cine ești? Numele meu este Iechel Evelin. Ok, Evelin. Câți ani ai? Am 20 de ani. Mulți înainte! Mulțumesc frumos! De unde ești, Evelin? Din Iași, dar momentan locuiesc în București. Sunt la facultate, studentă. Foarte bine. La ce facultate? La Facultatea de Administrare a Afacerilor cu predale în limbi străine, în limba engleză, total la ASE. Mă, tu ți-ai pus în cap să o ușchești. Mulțumesc. Vrei să o întinzi pe undeva după terminarea facultății? Nu chiar, dar dacă se va ivi oportunitatea, desigur. Ok, ia să vedem, poate ți încurcăm noi oportunitățile. Doamne ajută! Bănuiesc că n-ai venit să ne administrezi vreo afacere pe aici. Așa este, da. Cânt. Cânti. Da. Frumos? Eu sper că da. Foarte frumos? Da. Cel mai frumos? Foarte frumos. Sunt hotărât de data asta. Îți ținem pumnii, abia așteptăm să te auzim. Mulțumesc frumos. Succes. Mulțumesc frumos! Evelin a ținut ascunsă pasiunea ei pentru muzică. N-a avut curaj să meargă până la capăt. Astăzi seară, viața ei s-a schimbat. Ceea ce îi aduce satisfacție cu adevărat, a ieșit la iveală pe cea mai mare scenă din România. Scena bucuriei. E o melodie mai grea, de la Sia, nu? Și ți-a ieșit foarte bine. Mai puțin câteva acute pe care nu le-ai stăpânit foarte bine. Adică trebuie să ai grijă doar la acutele alea. În rest, cred că ești pe drumul cel bun și e bine. E bine. Mulțumesc frumos. Se vede că îți place să cânti. Dragoș? Și eu cred că e bine. Cred însă că poate fi mult mai bine.
Dar știi de ce? Pentru că ți-a fost frică. De la emoții, poate. Da, dar ți-a fost frică și la un moment dat am senzația că te-a copleșit frica. Adică, când spun că poate fi mai bine, nu zic în viitor. Eu nu zic că tu o să fii din ce în ce mai bună. Nu, eu zic acum tu poți să fii mult mai bună. Pentru că au fost momente în care ai cântat foarte, foarte bine și momente în care vedeam cum te ia frica și încerci să ții acolo sub control. E păcat. Adică, repet, cred că tu ești mult mai bună decât ce am auzit eu. Probabil. Nu contest. Bobo? Eu n-am de unde să știu dacă e mai bună decât ea. Dar mulțumesc, îl iau ca pe un compliment. Este un compliment, să știu. Mă scuzați. Eu pot să spun un lucru sigur. Să nu renunți la facultate. Nu. Că acolo e... Clar nu. E clară treaba. Acolo e profitul. Acolo e profitul. Mai departe despre acute... Dacă aș ști să zic mai multe, ți-a zice. Mi s-a părut că n-ai luat un diazepon, cum îi zice, ambitus. Da, așa. Și loviturile de glotă au fost perfecte. Asta zic. Evelin, dacă îți place să cânți, fă în continuare. Mi s-a părut un moment, așa cum, de fapt, îmi doresc să văd momentele la România au talent, care nu a exagerat în a arăta ceva în direcția asta, să ne demonstrezi nouă că tu poți să faci, să dresi, să nu știu ce. Este o prezență plăcută din punctul meu de vedere, așa cum trebuie să fie în preselecții sau în audiție aici. Mulțumesc frumos! Eu transmit emoție și pe asta m-am bazat mai mult în momentul în care am conceput acest moment, așa că asta am vrut să ajungă la voi. Ăsta e secretul oricărui artist. De fapt, cheia succesului asta e să reușești să transmiți emoție. Și nemții au și o vorbă frumoasă, ei zic că o bucurie împărtășită e dublă. Și așa e, într-adevăr. Da. Și în rest, da, sigur, și mie mi s-a părut că uneori a avut tentația de a se duce puțin mai sus. Asta arată că ea își dorește să ajungă mai sus, ceea ce e absolut ok. Mulțumesc frumos! Bravo! Bobo, să începem. Evelin, să dărâmim. Să dărâim. Din partea mea un da. Mulțumesc! Dragoș? Și din partea mea ai da. Și vreau să te aud cântând fără teamă data viitoare. Ok, mulțumesc! Andra? Este un da și din partea mea. E un da și din partea mea și ne vedem în etapa următoare cu 4 de da. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, Evelin! Mulțumesc! O seară frumoasă! Seară frumoasă! Emisiune sponsorizată de Betano.